Se pare că sunteți unul dintre primarii care a reușit să aducă cele mai numeroase fonduri europene și nu numai în județi. Nu știu dacă sunt printre puțini primari, știu sigur că eu am reușit ca să accesez două proiecte. Un proiect de, la măsura 322, de, de canalizare și epurare a menajere și modernizare uliți comunale, 4 km de uliți comunale, în valoare de 2 milioane și jumătate de euro, și un proiect pe măsura 125B cu astfel, modernizare drum forestier, în valoare de 1 milion și jumătate de euro, o care pentru noi este o mare realizare care este diferența dintre a accesa fonduri europene și fonduri guvernamentale? A accesa fondurile europene este destul de complicat, adică toată documentația pe care trebuie să o faci pentru obținerea acestor fonduri europene trebuie să fie foarte complexă și foarte exactă. Dar și la nivel de fonduri europene nu sunt bani suficienți pentru a rezolva infrastructura în toată țara. De exemplu, la măsura 322 știu că în județ s-au depus 60 de proiecte și s-au Uh, au fost declarate eligibile și finanțate din fondurile europene vreo 15. Uh, trei proiecte, primele trei proiecte au fost în 2008, în care primul proiect a fost accesat de Comuna Sânt a doua de Râciu, sau prima de Râciu, a doua de Sânt și a treia de uh, Rușimus, prima Ruchiș, care în vinerea seacă a anului 2008, în 26 aprilie, că nu e ziua aceea, am fost, am depus uh, proiectul pentru uh, măsura 322. Față de fondurile europene, investițiile care se fac prin finanțări de la buget, prin ordonanța 7 sau hotărâri de guvern este mult mai complicat de a obține fonduri, dar mult mai uh, ușor de realizat. Pentru că la fondurile europene, în momentul în care ai semnat contractul de finanțare, în 36 de luni trebuie să termini lucrarea. Și, practic, Alba Iulia, că noi aparținem de uh, regiunea 7 Centru, uh, te, uh, îți dă banii în momentul în care ai depus documentația că ai executat o lucrare. Am executat lucrări de 20 de miliarde de lei, am făcut recetii, am plătit și banii ăia mi-au Baiule înapoi, dar sunt obligat ca în 36 de luni să termin. Uh această lucrare, altfel să percep penalizări. Pe când, la banii dați de guvern, prin ordonanța 7, care dă un milion de euro cu 10% cofinanțare din partea primărilor sau prin hotărâri de guvern, tot pentru infrastructură, tot pentru canalizări, pentru apă, este mult mai simplu de a lucra, pentru că nu sunt atâtea verificări, dar mult mai greu de a termina lucrarea, pentru că fondurile ți le dă eșalunate pe o perioadă mult prea lungă. Aproape 7, opt sunt comune care zicea că și opt ani de zile așteaptă după fonduri se dau câte 3-4 miliarde de vechi sau 300-400 de mii de lei pe an, nu ajunge la o investiție care se ridică pe undeva o canalizare în jur de 60 de miliarde. La nivel de comună, nu știu, vorbesc eu, la un nivel de comună e mai mare, valoarea este mult mai mare. Vreau să spun că avem o sală de sport, vreau să spun că avem un teren de fotbal, vreau să spun că și o echipă care activează în divizia a patra, un teren gazonat, vreau să spun că avem un ansamblu de dansuri populare, cu nunița, care ne mândrim, vreau să spun că școlile toate, din toate patru satele sunt în sta la standarde, dacă vreți, europene, cu toalete, cu încălzire centrală, din păcate, din lipsă de copii și conform legea aberante a învățământului, a trebuit să închidem și acolo unde era viața la țară să naște la sat, trebuia să închidem școli pentru că nu erau copii de suficient zice la lege să fie 10 pe grupă. Deci, practic, realizări ar fi multe, însă sunt și ne Și asta nu ne sunt nerealizări care urmează să le facem. Și vreau să vă spun aici, de Casa Mortoală, de Primăria din Ruși de Alee Pietonală în satul Morăreni, de asfaltarea ulițelor și în satele Morăreni, mai ori care sunt pentru care sunt deja proiectele terminate, executate și mai trebuie ca în timp, funcție de cum asigurăm fondurile, să trecem și la licitația acestor lucrări. Eu nu vreau să spun, vreau totuși să vă spun că noi, din fondurile proprii de 2 milioane de lei, 20 de miliarde care vin la comună, aproape 13-14 miliarde sunt din păduri și, așa cum au spus consilierii, cam 20%, deci 2 miliarde de lei se îndreaptă înspre asistență socială. Ce înseamnă? Sprijinul familiilor cu nevoiașe, a acordarea, și anul trecut am dat un milion jumătate la fiecare familie pentru încălzit, lene de încălzire, pe lângă ce a dat guvernul. Deci asta din partea Consiliului Local, la fiecare tânăr care are 18 ani, deci la vârsta majoratului se dă o diplomă și un 100 de lei, un milion, la toate cuplurile longevive care împlinesc 40, 45, 50, 55 de ani, în fiecare an primesc câte un milion și o diplomă și felicitări din partea primarului și a Consiliului Local, el s-a asupra lor pentru că ei l-au ales și el trebuie să fie alături de uh, uh, oameni.